își dădu seama că acum pur și simplu îi era frică să meargă singur. Domnul Hohot nu știa, dar mergea cu potignel pentru că era încă îngreunat de convingerile sale pline de teamă. Se întrebă dacă domnul iepure plecase sau mai era încă paralizat de frică. Apoi își aminti de timpurile când se simțea foarte bine în labirint. Era pe vremea când se mișca deseori dintr-un loc într-altul. Scrise pe zid, atât pentru sine să-și amintească, cât și ca să-i slujească domnului iepure ca semn dacă el, din fericire, îl va urma. Mersul într-o nouă direcție te ajută să găsești cașcavalul. Domnul Hohot privi spre capătul întunecatului tunel și deveni conștient de frica sa. Ce îl aștepta înainte? Este gol oare? Sau mai rău, oare pericolele erau ascunse? Începu să-și imagineze tot felul de lucruri înspăimântătoare ce i s-ar fi putut întâmpla. Se sperie de moarte. Apoi râse de sine. Își dădu seama că teama sa fusese cea care înrăutățise lucrurile. Așa că se gândi ce ar face dacă nu i-ar fi frică. Merse într-o nouă direcție. Porni să alerge spre capătul întunecatului coridor și începu să zâmbească. Nu își dădea încă seama, dar descoperise ceva ce hrănea sufletul. Pornise și era încrezător în ceea ce l-aștepta, chiar dacă nu știa cu exactitate ce. Spre surprinderea lui, domnul Hohot începu să se înveselească din ce în ce mai mult. De ce mă simt atât de bine? Se întrebă el. Nu am niciun pic de cașcaval și nu știu încotro să mă îndrept. Nu trecu mult și înțelese de ce se simțea bine. Se opri și scrise din nou pe zid. Când mergi împotriva fricii tale, te simți liber. Domnul Hohot își dădu seama că fusese ținut captiv de propria-i frică. Faptul de a merge într-o nouă direcție îl înghețase. Acum simțea o briză răcoroasă bătând dintr-o parte a labirintului care îl înviora. Trase de câteva ori aer adânc în piept și se simți mai proaspăt. Odată ce reuși să-și depășească frica, deveni mai vesel decât crezuse vreodată că va fi. Domnul Hohot nu se simțise astfel de multă vreme, aproape că uitase cât de distractiv este să mergi cu un scop. Pentru ca lucrurile să meargă încă și mai bine, domnul Hohot început din nou să-și deseneze în minte o imagine. Se văzu pe sine într-o lumină foarte reală, în mijlocul unei grămezi cu tot felul de brânzeturi, de la cașcaval la brânze de brii. Se văzu mâncând câtă brânză dorea și acest lucru îl înveseli. Apoi își imagină cât de mult s-ar bucura de gusturile minunatelor brânzeturi. Cu cât se vedea mai clar pe sine bucurându-se de cașcavalul nou, cu atât mai reală și mai credibilă îi se părea imaginea. Își dădu seama că lucrul cel mai bun pe care îl putea face era să meargă să o găsească. Scrise. Imaginându-mi cum mă bucur de cașcavalul nou chiar înainte de a-l fi găsit, sunt condus spre el. Domnul Hohot se tot gândea la ceea ce ar fi putut câștiga în schimbul a ceea ce a pierdut. Se întreba de ce a crezut tot timpul că o schimbare duce la ceva mai rău. Acum își dădea seama că schimbarea îl poate conduce la ceva mai bun. De ce n-am înțeles asta mai înainte? Se întrebă singur. Apoi alergă prin labirint cu mai multă forță și agilitate. Nu trecu mult și reperă o stație de cașcaval și imediat deveni interesat când observă bucăți dintr-un cașcaval nou la intrare. Erau o mulțime de feluri de cașcaval care, deși nu le mai văzuse niciodată până atunci, arătau nemaipomenit. Le încercă și le găsi delicioase. Mâncă multe dintre bucățelele de cașcaval nou pe care le găsi și își puse câteva și în buzunar, ca să aibă și mai târziu și să le împartă poate cu domnul iepure. Forțele începuseră să-i revină. Intră în stația de cașcaval plin de incitare, dar spre dezamăgirea lui o găsi goală. Cineva fusese deja acolo și nu mai lăsase decât câteva bucățele de cașcaval nou. Își dădu seama că dacă s-ar fi mișcat mai repede, probabil ar fi găsit o mulțime de cașcaval nou aici. Domnul Hohot decise să se întoarcă și să vadă dacă domnul iepure e gata să-i se alăture. Cum se înapoia pe unde venise, se opri și scrise pe zid. Cu cât mai repede lași în urmă cașcavalul vechi, cu atât mai repede vei găsi cașcavalul nou. După un timp, domnul Hohot ajunse la stația de cașcaval ce și îl găsi aici pe domnul iepure. Îi oferi câteva bucățele de cașcaval nou, dar fu refuzat. Domnul iepure apreciase gestul prietenului său, dar îi spuse: "Nu cred că o să-mi placă noul cașcaval. Nu este ceea ce mâncam eu. Eu vreau înapoi cașcavalul meu și nu vreau să mă schimb până ce nu obțin ceea ce vreau." Domnul Hohot își scutură capul în semn de dezaprobare și, fără tragere de inimă, plecă între ale lui.
se întoarse la cel mai îndepărtat punct al labirintului în care ajunsese până atunci și își dădu seama că, deși își pierduse prietenul, descoperise ceva ce îi plăcea. Chiar înainte de a găsi ceea ce spera să ia fi un mare depozit de cașcaval nou, dacă fusese vreodată, a știut că lucrul care îl făcea fericit nu era doar cașcavalul. Era fericit când nu-i mai era frică. Îi plăcea ce făcea acum. Înțelegând asta, domnul Hohot nu se mai simțea atât de slab ca atunci când stătea în stație de cașcaval ce fără cașcaval. Își dădea acum seama că nu lăsase frica să-l oprească și știind asta, o luase pe un alt drum care să-i hrănească sufletul și să-i dea putere. Acum simțea că e doar o chestiune de timp până să găsească ce avea nevoie. În realitate, simțea că dăduse deja peste ceea ce căuta. Zâmbi când își dădu seama că e mai sigur să cauți în labirint decât să stai fără cașcaval. Domnul Hohot își dădu din nou seama, cum i se mai întâmplase odată, că lucrul de care ți-e frică nu e niciodată atât de rău pe cât îți închipui că este. Frica pe care o lași să te conducă este mai rea decât situația rea în care te găsești. Fusese atât de speriat de faptul că nu o să găsească niciodată noul cașcaval, încât nu încercase nici măcar să înceapă să-l caute. Dar de când își începuse călătoria, găsise prin coridoare îndeajuns de mult cașcaval cât să-l țină pe picioare. Acum privea înainte pentru a găsi mai mult, iar faptul că privea înainte era de ajuns pentru a-l îmboldi. Felul cum gândea înainte era înnegurat de îngrijorări și temeri. Se obișnuise să se gândească doar la faptul că nu avea îndeajuns de mult cașcaval sau că nu avea atât cât voia. Se obișnuise să se gândească mai mult la ce mergea rău decât la ceea ce ar fi putut să meargă bine. Dar aceste lucruri se schimbaseră în aceste zile de când părăsise stația de cașcaval ce. Se obișnuise să creadă despre cașcaval că nu îi poate fi luat și că schimbarea nu fusese dreaptă. Acum își dădea seama că e firesc ca schimbările să tot apară, indiferent dacă te aștepți sau nu la ele. Schimbarea nu te poate surprinde decât dacă nu o aștepți și nu o cauți. Când ți-a dat seama că își schimbase convingerile, a făcut o pauză și a scris pe perete: convingerile vechi nu te duc la cașcavalul nou. Domnul Hohot încă nu găsise cașcavalul, dar așa cum alerga el de-a lungul labirintului, a cugetat la ceea ce învățase până acum. Își dădu seama că noile sale convingeri îi încurajau noi comportamente. Se comporta diferit față de vremea când se tot întorcea la stația fără cașcaval. Știa că atunci când îți schimbi convingerile, te schimbi și tu. Atunci când crezi că o schimbare te va răni, îi opui rezistență. Iar atunci când crezi că găsirea unui nou cașcaval te va ajuta, atunci îmbrățișezi schimbarea. Totul depinde de ceea ce alegi să crezi. Scrise pe zid: când înțelegi că poți găsi și te poți bucura de un cașcaval nou, îți schimbi comportamentul. Domnul Hohot știa că acum ar fi fost într-o formă și mai bună dacă ar fi îmbrățișat schimbarea mai devreme și dacă ar fi părăsit mai demult state de cașcaval ce. S-ar fi simțit mai puternic cu trupul și cu sufletul și ar fi putut să înfrunte mai bine încercarea de a găsi noul cașcaval. De fapt, probabil că l-ar fi și găsit până acum dacă s-ar fi așteptat la schimbare, mai degrabă decât să piardă timpul negând că schimbarea a avut deja loc. Își folosea din nou imaginația și se vedea găsind și savurând noul cașcaval. A decis să intre în zone și mai necunoscute ale labirintului și a găsit pe aici, pe acolo, câteva bucățele de cașcaval. Gândindu-se înapoi la drumul pe care venise, domnul Hohot era bucuros că scrisese pe ziduri în mai multe locuri. Avea încredere în faptul că acele înscrisuri îi vor servi domnului Iepure ca semne ale drumului ce trebuia urmat prin labirint în cazul în care acesta se va decide să părăsească stația de cașcaval ce. Domnul Hohot spera să o fi luat în direcția cea bună. Se gândea la posibilitatea că domnul Iepure să citească înscrisurile de pe ziduri și să-l urmeze.